Ioana, mulțumesc foarte mult. Grevă generală în prefecturile din țară. Angajații sunt nemulțumiți de salarii și spun că sunt mai mici decât cele ale angajaților din Consiliul Județean sau din primării. Angajații prefecturilor din Vaslui, Iași, Argeș, Bistrița, Buzău, Maramureș sau chiar din Sibiu au anunțat că vor merge la serviciu, dar nu vor munci. Mergem la Marina Andrei, colega mea vine cu informații despre această situație. Bun găsit, Marina! Bun găsit! Funcționarii publici din cadrul mai multor prefecturi din țară au intrat în grevă generală. Oamenii s-au prezentat la locul de muncă, dar nu își vor desfășura activitatea. Este vorba despre angajații atât de aici, de la prefectura județului Dolj, cât și de angajații din cadrul județelor Argeș, Sibiu, Maramureș, Bistrița, Buzău sau Vaslui. De asemenea, oamenii spun că au salarii mult prea mici, mai mici decât cele ale consilierilor județeni, dar și ale angajaților din primării. Aceștia schimbarea legii salarizării, mai exact introducerea funcțiilor publice din cadrul instituției prefectului în cadrul funcțiilor publice de stat, ceea ce va duce și la majorarea salariilor. Totodată, în acest interval oral în care oamenii vor fi în grevă generală, mai exact între orele 9 și 16, toate ghișeele vor fi închise.